polițiștii sălăjeni au pus în aplicare un mandat european de arestare emis de autoritățile din Germania pe numele unui tânăr de 30 de ani sub aspectul comiterii infracțiunii de trafic de migranți. Vină 16 decembrie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat în municipiu un bărbat de 30 de ani din stâna, pe numele căruia autoritățile din Germania au emis mandat european de arestare pentru trafic de migranți. Cel în cauză a fost prezentat curții de apel Cluj, care a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, se arată într-un comunicat de presă remis de reprezentanți Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. Până la definitivarea procedurilor de predare, tânărul a fost depus în centrul de reținere și arestare preventivă Sălaj.